Îi cânt un cântec inimii mele. Îi cânt un cântec inimii mele. Aduc iubire pură și repetare. Știu că sunt o zeitate. Știu că am venit aici pentru a răspândi magia iubirii. Prin puterea investită în mine de către sinele meu mai înalt și de către sursa plecării eterne. Îți cer ție să mă eliberez din robia timpului. Îți cer ție să mă eliberez din robia sclaviei din care am venit, sclavia egoului, sclavia cu care mi-am infuzat propria înființă. Prin încarnările nesfârșite ale strămoșilor mei din care a fost dobândită structura DNA-ului vehiculului meu, prin nesfârșitele încarnări a codicilor de durere și suferință, prin nesfârșita existență karmică a structurii ADN a corpului și vehiculului pe care îl locuiesc, prin nesfârșitul război și prin nesfârșita și războinica concepție greșită și înțelegere greșită a realității în eonii anteriori, eu liberez tot ce stă în calea mea către puritate. Îmi aduc aminte ceea ce eu sunt. Prin sămânță cer să fiu conectată cu întregul potențial al ființei mele, cu infinitul potențial al prezenței mele eu sunt. Cer ca și pe mai departe să fiu eliberată, alimentată, reconstruită pentru noua înțelegere a realității mele prezente, pentru noua înțelegere a ceea ce eu sunt, pentru că eu sunt cea care a venit, eu sunt cea care a plecat, eu sunt cea care a rămas, eu sunt. Eu sunt sămânța iubirii, eu sunt sămânța păcii. Eu sunt sămânța eternei flăcări violet. Eu sunt sămânța eternei flăcări a particulelor aurii ale lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeul care este în mine va ieși și se va ridica deasupra și prin iluzia pusă în fața mea de către matricea propriei mele creații. Am stabilit codificări, eliberez structurile codificate din vechime, pentru că vechea structura vieții nu mai aparține celei ce eu sunt. Vechea înțelegere a vieții, roata karmică a vieții, nu mai are nicio legătură cu cea care eu sunt. Pentru că eu nu am venit din roata karmică. Eu am fost adus în existența sferică a matricei Pământului înaintea eonilor, cu eonii în trecut, cu eonii în viitor și în momentul acum din timp. Pentru că eu m-am ridicat din cenușa celor care au venit înaintea mea. Pentru că eu m-am ridicat din cenușa a ceea ce nu mai aparține. Pentru că eu nu sunt ceea ce strămoșii mei au dorit ca eu să fiu. Pentru că eu nu sunt ceea ce am fost făcută să cred că aș fi. Pentru că eu sunt ceea ce eu sunt. Pentru că eu sunt o ființă infinită de iubire și înțelegere. Pentru că eu sunt un potențial infinit de portalul cosmice. Pentru că eu sunt puterea de proporții cosmice. Pentru că eu sunt o ființă eternă de lumină și viață. Pentru că eu am renunțat la puterea ego-ului meu. Am renunțat la puterea a tot ceea ce a deținut puterea asupra mea timp de eoni în urmă. Renunț și eliberez. Eliberez și permit iubirii și aripilor protecției să mă îmbrățișeze într-un spațiu de eternă înțelegere a luminii. Eternă înțelegere a păcii. Eternă înțelegere a sinelui meu creator. Pentru că cu iubire, cu pace și cu armonie eu creez. Pentru că cu determinarea a 1000 de cântece lirice a Îngerului eu aduc lumina sinelui meu creator. Pentru că în abundența structurală a rețelelor mele eu sunt. Pentru că eu sunt. Pacea și armonia și bucuria și iubirea și lumina să fie asupra celor care vin în fața mea și care sunt în prezent încarnați în durata karmică a vieții. Pacea și bucuria și iubirea necondiționată îi vor cuprinde pe toți cei care cântă un cântec al distrugerii, pentru că prin puterea prezenței eu sunt, eu îi îmbrățișez pe toți într-o flacără violetă a iubirii necondiționate. Și în timp ce ei cântă un cântec al distrugerii, cuvintele își vor pierde tot înțelesul în creierul lor și codurile inimilor se vor activa pe deplin și complet, împingând afară tot ceea ce nu aparține, împingând afară tot ceea ce nu își are locul într-o lume a păcii, abundenței și iubirii. Pentru că pacea pe care eu o simt pentru toată omenirea, pentru toți copiii mei preiubiți, va încolți și va da naștere unei noi lumi, o lume a iubirii și luminii, prosperității și păcii, a sinelor lor binevoitoare.
pentru că a sosit momentul ca componentele mele structurale să fie activate. Așa că permit, așa că cer și așa este. Cer și permit ca componentele structurale ale sinelui meu cristic, cristalin, să iasă din adâncul inimii mele și să înceapă să se rotească într-un vârtej de iubire necondiționată pentru tot. Iubire necondiționată pentru tot, inclusiv pentru mine însămi. Pentru că eu sunt iubire. Pentru că nu există nimic în afară de iubire. Iubirea și numai iubirea izvorăște din adâncul timpului și spațiului. Și pe măsură ce învârt vortexul iubirii necondiționate, eterne, pure, invit și inimile altora să se conecteze cu ceea ce eu sunt și împreună, la unison, să învârtim un nou cântec al prosperității, un nou cântec al luminii și al iubirii pentru toți. Amen Raim Ra. Eu sunt ceea ce sunt. Eu sunt ceea ce eu sunt. Este așa și așa și este. Și așa, preiubiții noștri scumpi, în timp ce voi cântați un nou cântec și permiteți noilor energii să circule prin toată ființa voastră, activând și permițând scânteilor cristaline să intre în spațiul inimii voastre, veți împinge întunericul rămas care se ascunde adânc în spațiul inimii voastre, în lumina vindecării și transmutării. Veți desfășura adevăratul ADN cine voi sunteți. Veți activa codul lui Dumnezeu din sânele voastre adevărate și veți permite ca adevărata esența tot ceea ce voi ați adus pe planetă să se manifeste. Amen Raim Ra. Eu sunt ceea ce eu sunt. Așa este și așa și este. Întâmpinați cu bucurie noile energii pentru că ele sunt aici. Întâmpinați cu bucurie noua înțelegere a vieții și a iubirii pentru că ele sunt aici ca să rămână. Războaiele turbulente care abundă pe planeta voastră în acest moment se vor sfârși. Veți vedea pacea și prosperitatea desfășurându-se în fața voastră. Pentru că asta așa trebuie să fie și așa și este. Veți vedea roadele muncii voastre prinzând viață și începutul unui nou capitol pe planeta Pământ. Un capitol nou, binevoitor pentru toți cei care se lușesc pe el. Amen Raim Ra. Eu sunt ceea ce eu sunt. Este așa și așa și este.